Bine, m-am urmărit, abonați la Raița la un nou video de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi ne ducăm aici un nou joculeț numit Infinite Tiles. Mamă, training team. Bine, mi-a dat un kit. Pillow. VIP. Dude. Mi-a dat VIP. What? Bro, deci cel mai bun episod de Infinite Tiles care e și singurul, dar cel mai bun episod... Cred că mie nu e ceva wow, dar totuși e, mamă, 10 lei, aproape 10 lei, 9,49 de RON, ca să mai dau o dată sau să mai dau de câteva, în fine. Bun, uitați aici că putem add free experience unlock, te blochează toate melodiile, dar e VIP, știi, na, în fine. Ideea e că avem 30 de bani la kit-uri acolo, avem 3 inimi și da. Și atâta, deocamdată avem și niște setări. Deci ne jucăm un nou joc numit Infinite Tiles. E un fel de Piano Tiles 3, doar că, cum să vă zic, sunt melodiile remixate, plus că nu sunt cuvinte deloc melodie, e doar instrumental cum ar veni, la fel cu 3 praguri. Bine, pe Piano Tiles 3 e un prag la 3 stele, un pormă la 2 coroane și la... Adică e pragul mereu, dar și pormă la 3 coroane, și pormă... Adică de fiecare dată când se termină melodia, aceea e la fel, doar că aici e la o stea, la 2 stele, la 3 stele, la infinite 1, infinite 2, infinite 3, cred că, dar ideea e că niciodată n-am terminat infinite 3 și astăzi o să... Astăzi o să încercăm să terminăm Infinite 3 și te zic că n-am reușit pentru că eu m-am mai jucat jocul ăsta. Dar, știți cum e. Nu, na, l-am văzut, mi-a plăcut, am vrut să-l încerc și am zis să vi-l arăt și văd de la capăt cum e. Și aia avem aici tot felul de melodii și asta trebuie să le deblocăm, costă 30 de bani după cum vedeți voi. Uite, Pillow. Asta mi-a dat-o din spinul ăsta. Și avem mai multe free, mai mult avem de el spinul ăla. Deci să înțeleg că aia mobă este pentru VIP, iar cealaltă pentru normal, 30 de bani, nu mai știu cât mai arăb acolo, 100 bun. Fără prea multe discuții că trebuie să iei într-o ăsta prea lung, hai să îi dăm pe prima. Putem și să o vedem, să o încercăm, mai că să o ascultăm cu mie, în fine. Asta se numește și zocul și vedeți voi. La fi în primul... Mie, steguri, e până la stea, că e acolo e steaua. A, da. Sunt stegulețe, în fine. Da. Și vedeți că ne dă găsate bani la, până la primul steguleț, zese și tot asta. Și la fel, trebuie să-i apes pe ei. E un fel de tasă, doar că sunt niște bani. Și știu că vă plăce să ascultăm melodia, deci... Cred că trebuie să dau un pic mai tare sonorul. Și nu știu cum vi se pare vouă acum, asta pentru noi. Poți la fel, e cu perfecturi, cu cool, cu gri și de-astea, doar că sunt numai de-astea... De o dată, să aveți o dată, cât o clapătă asta. Nu sunt de la lung, ci sunt pe culori diferite. Eu zic că e mai greu ca Magic Tiles 3, de aceea o să mai facem episoade din acest joc și din Magic Tiles 3 și din toate celelalte care am mai făcut și care n-am mai făcut. La fel ca în fiecare episod, dacă vreți să încerc un joc nou sau să încerc un joc care l-am mai jucat în trecut pe canal sau un joc cu votul preferat, să mai bine zic, scrieți în comentarii. Nu uitați de like, să vă abonați la canal dacă nu ați făcut încă, pentru că mă ajută foarte mult. Să facem suma de 300 de abonați.
Bun. Și... Wave 2. Până urmează Wave 3, Infinite 1, Infinite 2, 3. E până, sunt curios. Până urmă, cred că nu mi-a urmat nimic ca să e pe Matrix Direct 3. Acolo e diferit. Se aseamănă cu locul ăla, e aici, că apeți pe toată să faci niște scoruri, poți să faci perfecturi și da, în rest atâta. Nu, fi că e cu muzică, mă. În mare parte că e cu muzică. Dar de-abia aud-o melodia, o să dau mai tare. Bine, e recomandat să folosesc căsca la Cinematic Direct 3, dar... Din câte știu eu, dacă îmi pun căști și aude în pe filmare, ai că trebuie să dau volumul la maxim la telefon, dacă filmez cu căști. Nu știu, nu mă întreb la testi, asta era înainte. Știu că m-am jucat, am un video pe canal, că m-am jucat să le întâlnim la în școală și m-am jucat noaptea, aveam căștile pe cap, gândiți-vă că eu am dat onorul la maxim. Încă noaptea, jucându-mă să le întrân la filmând, ca să se audă măcar puțin pe filmare. Nu știu ce a fost în capul meu, dar nu știu, bun, 1000 scori de bea. 1000 scori de bea, chiar ceva, se face foarte greu scorul ăsta. Bun. Mamă, 1201. Ajungem la 2201. Bine că îmi dă banii, tot banii acum la început. Na, și adunând toți banii îți dă 30 de bani pentru o nouă melodie, dar tu poți să mai iei bani de la Daily Spin, ceea ce e super. În jocul ăsta primi foarte multe update-uri, înainte nici nu știu cum vătei banii Fatigor, nu știu cum îi făceam, nu știu, cine știe cum îi luam. Probabil din scor pe care îl făceam eu sau. Nu mai știu. Vă spun sincer că prima dată că l-am instalat nu era asta. În primul rând, n-aveai daily spin. Na. Îmi place că dă mult bani la început și formă pe perioade nu-ți mai dă mult, nu-ți dă deloc, știi? Mie, eu nu mă supăr. Hai încă unul. Ziceți, hai, că se strâmbă melodia. 3, bun, a mai fost 3 clape după ultimul ban care mi l-a dat. Bun, na, vine să uit acolo și, na, infinite... am uitat. Terzi bani. Infinite 1. Ar trebui să fie foarte rapid acum. Oricum, linia aia destul nu o să se mai miște. De zine că e o melodie ușoară, zic că na, vrei mereu să-i bani. Nu pot să-i mai iei. E luat odată gata, când intri următorul oară în melodie, ori faci scor mai mult, ori atâta, că noi ne știu mai faci bani, e luat, nu o să-i mai dă încă o dată. Te blochezi tu altă melodie la care să-ți dea alți bani. Nu, era și normal să fie asta. Oh my god. Era și normal să fie asta. E bine că îmi merge fără lag. Nici nu se simte că filmez bine. Sper că... Cel puțin... Eu nu simt. Sper că pe filmare fără lag sau ceva. Pe Matrix Direct 3 se cam simțea puțin lagul, dar am zis, aia, lasă așa, cum o fi. Domnul 2001! Mamă, 2000... Bă, am afandat 2004... Mamă, Infinite 2. Hai să-i usor la înțe... Vai, doamne. Și începe.
Din am văzut scorul meu la fiecare melodie este la fiecare melodie este undeva la 2500 acolo, peste 2000 oricum. Cred că dacă nu e foarte rapidă sau foarte grea, chiar multe tate te-a costat. Bro, n-ai cum, e prea rapidă. De da, ajungem. Am sacrificat o viață. Hai, bro, că nu ai cum. YouTube un cuiva. Doamne, dau Razer. Mai mă, eu nu mi-am vie. Un 900 de bani. Mi-am sacrificat toate viețile pentru că oricum o să mai am vieți. Zic, uite, asta e o strategie bună, că te-a doar cât o viață din am văzut, ceea ce înseamnă că ai putea să îți multe vieți de la Delis prin dacă pică, strâng câte o fi acolo, să zicem vreo 10 vieți, așa, și pe urmă dai melodia care îți place ție cel mai mult și care cât o soară și farmezi acolo, faci un scor bine, dar dacă ai murit odată, nu o să mai faci mai mult scor, o să ți le pierzi pe toate foarte rapid, dar nu asta e ideea. Și normal că acum îmi dă o reclamă. Pe Einstein, da, foarte te să zic. Nu știu de cât timp filmez, dar... Atât mi-e chiar o să o întărcăm în următorul episod. Și asta este chiar bun. Deci, asta o să le încercăm în următorul episod. Nu o să cumpăr cel puțin acum melodii, pentru că n-am de ce. Am deja două care să le încerc în următorul episod. Nu uitați de like și de subscribe dacă n-ați văzut-o încă. Aveți Instagram-ul meu în descriere ca de fiecare dată. Eu am văzut Edi și vă spun la revedere. Pa, pa!